Domnule Daniel Cristăinache, bună seara, bine ați revenit la Radio România Cultural. Bine v-am regăsit și un gând bun pentru ascultătoarele și ascultătorii Radio România Cultural. Discutăm în seara aceasta despre cartea de dialoguri cu Stelian Țurlea, intitulată Scrisul m-a salvat și apărută la editura Integral. Da, este o carte foarte proaspătă, caldă încă. Acum câteva zile a fost lansarea ei la librăria Eminescu din București, în cadrul unui așa numit festival al editurii Integral, unde a apărut cartea. De-a lungul unei săptămâni, editura Integral a lansat, să zic așa, în serie, în fiecare zi, la librăria Eminescu câte o carte și a venit rândul și cărții noastre. A fost o lansare foarte frumoasă, cu multă lume, sala plină de la librăria Eminescu, foarte mulți cunoscuți prieteni, prietene, admiratori ai scriitorului Stelian Țurlea, cu care am realizat această carte de convorbiri și legătură cu care s-a putut vedea încă o dată că este o personalitate publică în adevăratul înțeles al sintagmei, adică este cunoscut de public, care are un public, la lansările căruia vine un public. Fiindcă altfel știm prea bine, sunt din păcate destul de mulți autori autohtoni care au o bază de recepție, o suprafață de recepție destul de modestă. Și această carte a apărut în condiții editoriale foarte frumoase. E o plăcere să o răsfoiești, să o citești. Dumneavoastră știți prea bine, fiindcă v-ați pregătit pentru emisiune și ați citit cartea. Ați văzut că la sfârșit sunt niște pagini cu instantanee, cu fotograme, cu poze din cariera atât de bogată a lui Stelian Țurlea. Și din punct de vedere grafic, această carte arată foarte bine, așa cum merită să apară în cultura română un volum de convorbiri. Aș vrea să vă întreb de la început, ce anume ați redescoperit sau ați descoperit la Stelian Țurlea în urma acestui dialog? Da, în primul rând să spun pentru ascultătorii noștri că dialogul a început un pic mai devreme în cadrul unui proiect derulat pe portalul online Liternet, probabil cel mai cunoscut portal internautic din sfera culturii în România, cel puțin în lumea teatrului, în lumea spectacolelor. Nu este cineva care să nu fie auzit de Liternet, fiindcă acolo apar majoritatea cronicilor dramatice despre spectacole care se joacă la noi. Și pe Liternet, într-un acord de profunzime cu sufletul și creierul Liternet, care este Răzvan Penescu, am inițiat o serie de dialoguri cu scriitori și cu critici și istorici literari români contemporani, o elită a scrisului românesc de astăzi. De pildă, invitata lunii noiembrie este scriitoarea Nora Iuga. Luna trecută a fost istoricul literar și universitarul George Ardeleanu, cu o lună înainte a fost prozatorul Dan Stanca și iată că ajung din nou la Stelian Țurlea. În vara acestui an, în luna august, invitatul meu pe Liternet la un dialog amplu a fost chiar Stelian Țurlea, după care ne-a venit ambilor ideea de a continua acest dialog și dincolo de proiectul Liternet și cumva parcă de la sine, prin punerea altor runde de întrebări de către mine, acel dialog inițial a devenit un volum de convorbiri. Deci dialogul online, dialogul pe internet a devenit o carte tipărită și, cum spuneam, tipărită în condiții editoriale deosebite. Și totul a decurs extrem de natural. Relația noastră destul de veche de amiciție, de prietenie, de solidaritate intelectuală s-a concretizat încă o dată, s-a materializat încă o dată, fiindcă Stelian Țurlea este tipul de scriitor român și de publicist și jurnalist și tipul de om de cultură autohton care se înscrie într-o categorie destul de puțin reprezentată la noi, cei care duc un proiect până la capăt. Eu nu am văzut de-a lungul traiectoriei carierei lui Stelian Țurlea să fi intrat în proiecte pe care să nu le fi dus până la capăt. Și asta îl face puțin atipic în spațiul românesc, unde, cum știm, majoritatea dintre noi, foarte mulți dintre noi, ne facem tot felul de planuri, de proiecte, cum spune Eminescu, din cuțite și pahară, numai că atunci când e vorba de un timing, de un ritm al execuției, când e vorba de materializarea proiectelor, începem să ne împiedicăm și rareori ducem la bun sfârșit
tot ceea ce ne propunem. Deci, din acest punct de vedere, Stelianțurile este o excepție în spațiul cultural românesc și nu e de mirare că această carte a apărut atât de repede, începută ca un dialog pe internet în vară. Iată, încă suntem în toiul toamnei și această carte a apărut deja. Cartea are 24 de capitole, fiecare capitol are un titlu preluat din răspunsul lui Stelianțurile, iar fiecare capitol presupune o întrebare a dumneavoastră cu o temă anume și un răspuns amplu al lui Stelianțurile. E puțin diferit față de cărțile de interviuri pe care le-ați publicat dumneavoastră până acum. Da și nu, fiindcă e vorba de subgenuri diferite ale acestui gen pe care îl putem numi al unor dialoguri de o anumită suprafață cu interlocutori dintre cei mai diverși. Adică eu disting între un interviu propriu-zis, care este de obicei circumstanțial, dacă nu chiar conjunctural, care se leagă de o circumstanță anume și care se desfășoară pe o suprafață mai mică, de pildă într-o revistă culturală tipărită, un interviu precum face într-un mod extraordinar Cristian Pătrășconiu la România Literară sau Orizont de la Timișoara, un interviu din acesta intră pe două pagini de revistă, nu mai mult. Când se lungește, redactorii șefi încep să cârtească împotriva interviurilor, tocmai fiindcă este o specie publicistică care necesită intrarea într-o anumită categorie de spațiu, într-o anumită unitate de spațiu. Și asta amprentează derularea unui asemenea interviu. Întrebările trebuie să fie incitante și relativ scurte. Răspunsurile nu pot lua foarte mare întindere, fiindcă e vorba de un spațiu tipografic în care trebuie să se înscrie interviu. Deci este o specie care are multe constrângeri tehnice, interviul propriu-zis. În schimb, un volum de convorbiri, cum o arată și termenul volum, presupune o desfășurare mult mai amplă, să zic așa, mai tihnită, neconstrânsă de elemente editorial-tipografice. O carte de convorbiri poate să aibă sute de pagini, așa cum are de pildă cartea mea de convorbiri cu regretatul Paul Cornea, sute de pagini, format mare, dar și alte cărți de convorbiri ale mele cu Ileana Mălâncioiu, cu Nicolae Manulescu, cu Octavian Paler, cu Dance Mihailescu, depășesc cu mult suprafața editorială a unui simplu interviu și sigur că am și două cărți de interviuri propriu-zise, Sertarul scritorului român și Literatura de azi, dar cum spuneam eu le disting de volumele de convorbiri, iar acest volum realizat împreună cu Stelianțurile, Stelianțurile în dialog cu Daniel Cristenache, este chiar un volum de convorbiri. Întotdeauna întrebarea este cine este autorul, cel care inițiază dialogul sau cel care răspunde? Tehnic, cartea îi aparține celui care pune întrebările, în mod foarte ciudat, paradoxal, aș spune, fiindcă totuși cel care întreabă muncește mult mai puțin decât cel care răspunde, în general. Deci tehnic, cartea ar fi a mea, dar în fondul problemei, în simbolistica ei și în tot ceea ce ține de acest univers literar, intelectual, cultural al unui scriitor în care eu intru cu întrebările mele, acest univers este preexistent întrebărilor mele și, în mod evident, autorul moral și protagonistul unei asemenea volum de convorbiri este scriitorul căruia îi pun întrebările. Deci, deși dumneavoastră vorbiți acum cu mine, noi vorbim despre o carte care se centrează în jurul lui Stelianțurile, care îl expune pe Stelianțurile, care îl definește și îl ilustrează în toate capitolele acestei cărți. Titlul volumului cui aparține, dumneavoastră sau scriitorului Stelianțurile? Este un titlu care ne-a plăcut amândurora, îi aparține scriitorului. În fond, scriitorul este responsabil cu originalitatea unui produs literar sau, să spunem, semificțional și autoficțional. Este un titlu foarte sugestiv care îi aparține lui Stelianțurile. Dar într-un asemenea titlu cred că ne putem strecura mai mulți. Nu cred că scrisul l-a salvat numai pe Stelianțurile. Scrisul a salvat pe mulți autori români și înainte de Revoluție, înainte de 1990 și după, când literatura n-a mai fost atât de importantă și n-a mai reprezentat o supapă de salvare pentru majoritatea populației, așa cum se întâmpla înainte, pe vremea rezistenței prin cultură, dar pentru mulți dintre noi, pentru cei care ne îndelencim cu scrisul, în mod evident, scrisul are o funcție aceasta soteriologică
și aș adăuga pe listă cititul. Și cititul de cărți ne salvează în aceeași măsură ca și scrierea cărților. Deci titlul îi aparține lui Stelian Țurlea, dar mă recunosc 100% în titulatura acestei cărți. Pornind de la titlu, scrisul m-a salvat, am ajuns la citit. În fond, întregul dumneavoastră dialog este o pledoarie pentru carte și am citat ultimul capitol din dialogul dumneavoastră. O pledoarie pentru carte și o pledoarie subiacentă, aș spune, pentru un anumit grad de complexitate al oricărui intelectual. Și aici trebuie neapărat să menționez că pe pagina de gardă și la sfârșitul acestui volum de convorbire avem și o adenda realizată prin publicarea unor pagini epistolar confesive ale regretatei Cristina Țurlea, soția lui Stelian Țurlea, care s-a prăpădit după o lungă suferință în urma unui cancer pe care l-a purtat ani întregi cu o incredibilă demnitate și forță interioară, și sunt foarte bucuros, sunt chiar fericit că soția lui Stelian Țurlea este alături de noi în acest demers. În posteritate avem acest intermezzo între 1 și 2, realizat de Cristina Țurlea, în care regăsim această complexitate a unui intelectual, de data aceasta feminin. Un personaj fascinant, o femeie superioară, o intelectuală autentică, un om de cultură, un om care pictează, un om care face performanță în cariera ei de arhitectă, un om îndrăgostit de frumos și un om care a făcut un cuplu extraordinar cu scriitorul cu care port eu acest volum de convorbiri. Deci regăsim acest grad de complexitate și la Stelian Țurlea, și la Cristina Țurlea, și în general la intelectualul român autentic, care este pe de-o parte o sumă de experiențe biografice și pe de altă parte este suma netă a tuturor achizițiilor intelectuale și culturale pe care le-a făcut de-a lungul acestei traiectorii existențiale. Regăsim aici cărțile pe care le-a citit Stelian Țurlea, autorii care l-au influențat, români și străini, călătoriile formative pe care le-a făcut străinătate înainte de Revoluție și după. Regăsim publicațiile pe care le-a fondat, precum Ziarul de Duminică sau revista Lumea la care a lucrat înainte de Revoluție. Regăsim locurile lui de muncă cu atât de mare notorietate, precum statutul de a fi producător sau mega producător la Observatorul Antenei 1 și apoi la mai multe emisiuni de la ProTV, când ProTV era pe culmile gloriei pe vremea lansării lui de către Adrian Sârbu. Deci vedem un personaj intelectual fascinant care a trecut prin foarte multe experiențe culturale, intelectuale, dar și experiențe propriu-zise de viață, de existență biografică și vedem acest parcurs narat, expus, relatat de către Stelian Țurlea într-un mod foarte autentic, foarte sincer, cu foarte multă onestitate a relatării și cu o memorie care mi s-a părut uimitoare, o memorie a tuturor detaliilor care însoțesc o experiență sau alta. Deci, parcă vedem un film citind această carte, un film al evoluției unui scriitor important și al evoluției unui intelectual cu adevărat complex. Recomandăm așadar Scrisul m-a salvat, Stelian Țurlea în dialog cu Daniel Cristea Enache, volum apărut la editura Integral. Da, și despre care sau în legătură cu care încep să apară deja primele reacții, fiindcă cititoarele și citorii nu se pot opri din lectură, duc la capăt lectura acestei cărți și deja au început să apară primele recenzii, ceea ce este un semn foarte bun pentru scriitorul datorită căruia există această carte atât de frumoasă. Domnule Daniel Cristea Enache, vă mulțumim pentru participarea la emisiunea Confluențe. Mulțumesc, cu mult drag!